Psalmul 55. Este rostit cu rugăciune și speranță de cei care au fost răniți de semenii lor. Este o chemare către Dumnezeu pentru alinare și vindecare în mijlocul suferinței și întristării provocate de trădare sau nedreptate. Mântuiește-mă, Doamne, că m-a necăjit omul. Toată ziua războindu-se m-a necăjit. Călcatul m-au vrăjmașii mei toată ziua, că mulți sunt cei care se luptă cu mine din înălțime. Ziua când mă voi teme, voi nădăjdui în tine. În Dumnezeu voi lăuda toate cuvintele mele toată ziua. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme. Ce-mi va face mie omul? Toată ziua cuvintele mele au urât împotriva mea, toate gândurile lor sunt spre rău. Locuii vor lângă mine și se vor ascunde. Ei vor păzi călcâiul meu, ca și cum ar căuta sufletul meu. Pentru nimic nu-i vei mântui pe ei. În mânie popoare vei sfărâma, Dumnezeule. Viața mea am spus-o ție. Pune lacrimile mele înaintea ta după făgăduința ta. Întoarce se vor vrăjmașii mei înapoi, în orice zi te voi chema. Iată, am cunoscut că Dumnezeul meu ești tu. În Dumnezeu voi lăuda graiul, în Dumnezeu voi lăuda cuvântul. În Dumnezeu am nădăjduit, nu mă voi teme. Ce-mi va face mie omul? În mine sunt, Dumnezeule, făgăduințele pe care le voi aduce laudei tale. Că ai izbăvit sufletul meu de la moarte, picioarele mele de lunecare, că bine să plac înaintea lui Dumnezeu, în lumina celor vii. Fiți binecuvântați!